Într-un sat, odată, erau doi oameni pe care îi chema la fel. Pe amândoi îi chema Claus. Unul însă avea patru cai, iar celălalt numai unul. Ca să-i poată deosebi unul de celălalt, lumea spunea aceluia care avea patru cai, Claus cel Mare, iar aceluia care avea numai un cal, Claus cel Mic. Și acum ascultați ce li s-a întâmplat. Claus cel mic trebuia să are toată săptămâna pentru Claus cel mare și să-i împrumute calul pe care l avea. Pe urmă, Claus cel mare îl ajuta cu cei patru cai ai lui, dar numai o dată pe săptămână și anume duminica. Ce mai pocnea din bici Claus cel mic mânând cinci cai? O zi întreagă toți erau ca și, ca și ai lui, nu? Soarele strălucea și toate clopotele din clopotniță chemau lumea la biserică. Oamenii erau toți gătiți de sărbătoare și se duceau cu cartea de rugăciun sub soară să asculte predica și toți se uitau la Claus cel mic, care ara cu cinci cai. Și Claus era așa de mândru încât iar pocnea din bici și striga, De, căluții mei!" Nu trebuie să spui așa!" zicea Claus cel mare, pentru că numai un cal este al tău!" Dar când iar mai trecea cineva, Claus cel mic uita că nu trebuie să spună așa și striga. Hădi, căluții mei! Îți spun odată pentru totdeauna să nu mai zici așa, spuse Claus cel mare. Dacă mai zici, să știi că îi trântesc una în cap calului tău, de nu se mai scoală în vecii vecilor. Nu, nu mai zic așa, spuse Claus cel mic. Dar când oamenii treceau pe lângă el și îi dădeau bună ziua, el iar se bucura și se gândea ce bine că are cinci cai la plug și pocnea din bici și striga, di căluții mei! Las că-ți dau eu ție căluți, a spus Claus cel Mare. A luat un ciocan și a dat una în cap calului lui Claus cel Mic de a căzut jos calul și nu s-a mai sculat. Vai, acum nu mai am cal, a spus Claus cel mic și a început să se tânguie, apoi a jupuit calul, a pus pielea la vânt să se usuce, a băgat-o într-un sac, a luat sacul în spate și s-a dus la târg să vândă pielea calului. Până la târg era departe și drumul trecea printr-o pădure mare și întunecoasă. Și pe lângă asta s-a mai stricat și vremea. Claus cel mic s-a rătăcit și când a dat iar de drumul cel bun, începuse să se însereze. Pe unde se afla el acum era prea departe ca să mai ajungă la oraș sau să se întoarcă acasă până nu se face noapte. Chiar lângă drum era o casă țărănească. Obloanele erau lăsate, dar printre ele se vedea puțină lumină. Am să mă rog să mă găzduiască noaptea asta," se gândi la cel mic și bătu la ușă. Îi deschise o femeie. Dar când a auzit ce vrea, i-a spus că bărbatul său nu e acasă și nu poate să-l primească. "Bine, am să stau afară", a zis Claus cel mic și femeia i-a închis ușa nas. În curte era un stoc de fân și între stoc și casă era o șură cu acoperiș de paie. "Uite, acolo am să stau." și-a spus Claus cel mic când a zărit acoperișul. Am să dorm de minune, că doar cocostârcul n-are să umble pe acoperiș noaptea să mă ciupească de picioare. Fiindcă am uitat să vă spun, pe acoperiș își avea cuibul un cocostârc. Claus cel mic s-a suit pe șură, s-a întins și s-a întors pe o parte ca să se așeze mai bine. Obloanele de len de la ferestre nu se închideau bine sus, așa că se vedea în casă. În odaie era pusă masa și pe masă era vin și friptură și un pește strașnic. Nevasta țăranului și dascălul de la biserică ședeau la masă numai ei doi și ea -i turna vin și el înfuleca din pește, fiindcă era tocmai mâncarea care îi plăcea cel mai mult. Mmm, tare aș mânca și eu, se gândea Claus cel mic și își întindea gâtul să vadă mai bine. Pe masă mai era și o plăcintă grozavă, un adevărat ospăț. Deodată auzi niște pași pe uliță și cineva intră în curte. Era bărbatul care se întorcea acasă. Era un om foarte cum se cade, atâta numai că avea o ciudățenie. Nu putea să-i sufere pe dascăli. Cum zărea vreun dascăl, îl apucau toate năbădăile. Chiar de aceea venise acum dascălul la nevastă sa ca să-i dea bună seara, fiindcă știa că bărbatul nu e acasă și femeia al cinstea cum putea mai bine. Când au auzit că vine bărbatul, s-au speriat cumplit și femeia l-a rugat pe dascăl să se bage într-o ladă mare și goală, pentru că și ea și el știau că bărbatul nu putea să-i sufere pe dascăli. Femeia a ascuns repede în cuptor bucatele cele bune și vinul, fiindcă dacă le-ar fi văzut bărbatul, desigur că ar fi întrebat ce cu ele. Ah, ce păcat!" a oftat sus pe șură Claus cel Mic, când a văzut cum pierd toate mâncărurile. A, e cineva acolo?" a întrebat săranul și s-a uitat în sus și l-a văzut pe Claus cel Mic. A, de ce stai pe acoperiș?" Hai mai bine în casă! Claus cel mic i-a spus că s-a rătăcit și că îl roagă să-l găzduiască. Hmm, bucuros! Dar mai întâi hai să-mi bucăm ceva! Femeia i-a primit foarte bine, a pus masa și le-a dat o strachină mare cu terci. Țăranul era flămând și a început să mănânce cu poftă, dar Claus cel mic nu mânca, se gândea mereu la friptură la peștele și la plăcinta care era un cuptor. Sub masă la picioarele lui era sacul cu pielea de cal, pe care o luase cu gândul să o vând de la târg. Iar terciul nu-i plăcea de fel. Atunci ce i-a venit lui? A apăsat sacul cu piciorul și pielea de cal uscată cum era a scârțit. Șt! a spus Claus cel mic. Și pe sub masă a mai dat odată cu piciorul un sac și pielea iar a scârțit și mai tare. Mm, dar ce e acolo un sac?" a întrebat săranul. A, un frăjitor!" a spus Claus cel mic. E, tocmai îmi spunea să nu mai mâncăm terci, fiindcă a făcut el niște farmece și a umplut cuptorul de friptură, de pește și de plăcintă." Oh, I-auzi minune!" a spus săranul și repede a deschis cuptorul și înăuntru erau chiar mâncărurile acelea gustoase pe care el credea că le adusese acolo cu farmece vrăjitorul din sac. Femeia n-a avut încotro și a pus îndată bucatele pe masă și Claus și cu țăranul s-au așezat și au mâncat și friptură și pește și plăcintă. Claus cel mic a dat iar cu piciorul în sac și a scârțit. Ei, ce mai spune?" a întrebat țăranul. Uh, spune că a adus trei sticle de vin pentru noi și le-a pus în ungherul de lângă sobă. Femeia iar n-a avut încotro și a adus vinul pe care tot ea l-ascunsese. Țăranul a băut și s-a veselit. Se gândea că bine ar fi dacă ar avea și el un vrăjitor ca acela din sacul lui Claus cel mic. Hmm, uh, poate să cheme și pe dracu?" a întrebat el. Aș vrea să-l văd și eu, că nu l-am văzut niciodată." Ha, cum să nu poată? A spus Claus cel mic. Vrăjitorul meu poate tot ce am eu poftă. așa e bre? A întrebat el și a dat cu piciorul în sac. Pielea a scârțuit iar. Ai auzit? Zice că da. Dar să știi că dracul e urât tare, așa că mai bine nu-l chemăm. Hmm, mie nu-mi e frică. Dar cum e la mudră? E, are să se arate în chip de dascăl, Fuh, atunci e urât de tot, trebuie să știi că eu pe dascăl nu pot să-i văd în ochi, așa mi-s de urâți. Dar nu face nimic, fiindcă știu că nu-i dascăl și e dracu. N-are să-mi fie scârb așa de tare. Numai să nu se apropie prea mult de mine. Să-l întreb pe vrăjitor, a spus Claus cel mic, apoi s-a plecat și și-a lipit urechea de sac. Ce zice? Zice că să te duci să deschizi lada aceea din colț și atunci ai să vezi pe dracu cum stă nu <gântuia> Numai să ții bine capacul să nu fugă. A, vrei să mă ajut să I-a zis țăranul și s-a dus la lada în care femeia ascunsese pe dascăl. Acesta ședea înăuntru și nu mai putea de frică. Țăranul a ridicat puțin tel capacul și s-a uitat înăuntru. "Bă!" A strigat el deodată și a sărit înapoi. Acum l-am văzut, s am cu dascălul nostru. Ho, oh, oh, urât mai era! După aceea s-au apucat de băut împreună și au stat așa până noaptea târziu. Auzi, știi ce? vinde mi mie pe vrăjitor, a spus săranul. Cere pe el oricât, îți dau chiar acum o baniță de bani dacă vrei. Ha, nu, nu pot, a spus Claus cel Gândește-te numai câte foloase trag eu de pe urma vrăjitorului acestuia. Dar țăranul nu se lăsa și se ruga mereu să îl dea lui. Ei bine, fie, a spus Claus cel mic. Ți-l dau fiindcă ai fost așa de bun și mai găzduit. Ți-l vând pe o baniță de bani. Numai să fie banița umplută cu vârf. Îți dau, îți dau, a spus săranul, dar să iei și la aceea de acolo, că nu vreau să o mai văd pe aici, te pomenești că o fi tot înăuntru. Claus cel mic a dat țăranului sacul cu pielea cea uscată și a luat în schimb o baniță de bani bine umplută. Țăranul i-a mai dat chiar și o căruță să ducă banii și lada. Rămâi cu bine, a spus Claus cel mic și a plecat cu banii și cu lada în care era dascălul. De partea cealaltă a pădurii era un râu lat și adânc. Apa curgea așa de repede încât nu puteai să noți în susul ei. Tocmai se făcuse un pod mare peste râu. Claus cel s-a oprit la mijlocul și a spus cu glas tare ca să audă dascălul din ladă. Ce întrebie -mi mie la asta? Ea așa de grea parcă avea pietre în ea. Mă ostenez degeaba să o tot car după mine. Mai bine o arunc în apă, dacă o duce apa până la mine acasă, bine, dacă nu, atâta pagubă. Zicând acestea, Claus cel Mic a apucat lada cu o mână și a ridicat o leacă în sus ca și cum ar fi vrut să o arunce în apă. Stai, stai! A strigat dinăuntru dă Dăm drumul să ies! Uhu, dar ce mai fi și asta? A spus Claus cel Mic, prefăcându-se că s-a speriat. A, să știi că-i dracu, repede cu el în apă să le nec! Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, a spus dascălul. Dăm drumul că-ți dau o baniță de bani. E, atunci e altă poveste, a spus Claus cel mic și deschise lada. Dascălul sări repede afară, împinse cu piciorul lada în apă, apoi se duse acasă cu Claus cel mic și dădu acestuia o baniță de bani. Cu aceea pe care i-o dăduse țăranul, avea acum două banițe. Și căruța, care era încărcată numai cu bani. Hmm, mi-am vândut bine calul, a spus el când a ajuns acasă și și-a răsturnat banii morman în mijlocul odăii. Claus cel mare n-are să mai poată de ciudă când are să vadă ce bogat m-am făcut eu numai cu un cal. Da, mai bine nu-i spun nimic. Și trimise pe un băiat la Claus cel mare să-i dea o ulcică de măsurat banii. Mm, – Ce-o fi vrând el oare să măsoare? S-a gândit Claus cel Mare și a uns fundulul celei pe dinăuntru cu catran, ca să se prindă pe fund din ceea ce avea să măsoare Claus cel Mic. Și așa s-a și întâmplat. Când și-a luat ulcica înapoi, a văzut pe fundul ei trei galbe. – Uuu! ce să fie oare?" a spus Claus cel Mare și s-a dus repede la Claus cel Mic și l-a întrebat. De unde ai luat tu atâția bani?" E, de pe pielea de cal. Am vândut-o aseară." Pă, bune pară ai luat," a spus Claus cel Mare. S-a dus repede acasă, a luat un topor, a omorât cei patru cai pe care i-a avea, i-a jupuit s-a dus cu pieile la târg și a început să strige pe uliți. Piei de vânzare, piei de vânzare, cine cumpără piei bune? Toți ciubotarii și tăbăcarii au venit în grabă mare și l-au întrebat cât cere pe ele. O baniță de bani pe fiecare, a răspuns Claus cel Mare. Ești nebun, omule, ce crezi că noi avem parale cu banița? Piei de vânzare, cine cumpără piei bune? A început iar să strige el și tuturor acelora care le întrebau cât cere, le răspundea o baniță de bani. Atunci toți au spus, își bate joc de noi. Și ciubotarii și-au luat calcavurile și tăbăcarii șorțurile și de piele și-au sărit pe Claus cel Mare și l-au luat la bătaie. Piei de vânzare, ha? strigau alergând după el. Lasă că ți-arătăm noi piei de vânzare, te Tă tăbăcim pe tine mai întâi să-ți minte. Și Claus cel Mare abia a scăpat cu fuga din mâinile lor. Bătaie ca asta nu mâncase niciodată. Are să-mi o plătească Claus cel Mic. Nici o grijă, nu scapă el nepedepsit, am să-l omor. Lui Claus cel Mic îi murise bunica. Cât fusese în viață, se purtase aspru cu dânsul, totuși lui îi părea rău după ea. A pus moarta în pat, a învelit-o bine să o încălzească și să vadă dacă nu cumva se întoarce iar la viață. Avea de gând să o lase așa toată noaptea și el să șade într-un ungher pe un scaun. Mai făcuse astfel și altă dată. Și cum stătea el așa pe întuneric, deodată se deschide ușa și năvărește înăuntru Claus cel Mare cu un topor în mână. El știa unde e patul lui Claus cel Mic S-a repezit la pat și-a izbit-o pe babă cu toporul în cap, crezând că e Claus cel mic. Așa, a spus el, acum n-ai să-ți mai bați joc de mine. Și s-a dus la el acasă. Mmm, amarnic om, a spus Claus cel mic. Voia să mă omoare. Noroc că bunica era moartă, că altfel o omora el acum. Claus cel mic? a pus bunică si hainele de sărbătoare, a împrumutat un cal de la un vecin, a pus calul la căruță, a urcat-o pe bunică sa în căruță, a așezat-o în capul oaselor și a sprijinit-o bine să nu cadă. Apoi a dat bici calului și a plecat. Când răsărea soarele, au ajuns la un han mare. Claus cel mic a oprit calul și a intrat în han să mănânce ceva. Hangiul era om cum se cade, însă cam iute la fire, parcă ar fi avut în el numai piper și tutun. Bună dimineața, spuse el lui Claus cel mic. Ai pornit de vreme astăzi. A, da, zise Claus cel mic. Mă duc cu bunica mea la târg, am lăsat-o în căruță că nu pot să o aduc aici. Fi bun și dui bătrânei un pahar de secărică, dar să vorbești tare cu dânsa că nu au de bine. Da, da, îi duc, a spus angiul. A turnat un pahar de secărică și l-a dus babei celei moarte care ședea în capul oaselor în căruță. Uite, trimite nepotul un pahar de răchiu, spuse hangiul, dar moarta nici gând să-i răspundă. Ai auzit? a strigat hangiul cât putea de tare. Ți-am adus un pahar de răchiu de la nepotul dumitale. A mai strigat o odată și încă o dată și fiindcă ea tot nu-i răspundea, hangiul s-a supărat și a aruncat paharul în obraz. Rachiul a început să-i curgă pe față și baba a căzut pe spate, pentru că fusese numai sprijinită, nu și legată. Ce ai făcut?" a strigat Claus cel mic, năvălind afară pe ușă și lundul de piept pe hangiu. Ai omorât-o pe bunica mea! Uite ce gaure ai făcut în frunte!" Vai, vai, ce nenorocire!" a strigat hangiul și și-a pus mâinile în cap. Numai firea mea ce iute e de vină, dragă Claus. Uite, ți dau o baniță de bani și pe bunică ta o îngropi eu și zic că bunica mea. Numai să nu spui nimănui de întâmplarea asta, că altfel îmi taie capul și nu mi-ar plăcea deloc. Și așa Claus cel Mic a căpătat o baniță de bani și hangiul a îngropat-o pe babă și a spus tuturora că e bunică sa. Claus cel Mic a dus banii acasă și a trimis iar băiețașului Claus cel mare să-l roage să-i dea o ulcică de măsurat banițe Cum așa? spuse Claus cel Mare Nu l-am omorât? Trebuie să mă duc să văd ce este Și s-a dus chiar el cu ulcica la Claus cel Mic hm, Dar de unde ai toți banii ăștia? A întrebat el holbând ochii de mirare când a văzut atâta bănet e Pe bunica mea e omorât -o, nu pe mine A spus Claus cel Mic și am vândut-o. Și am luat pe ea o baniță de bani. Oh, bune para -ai luat, a spus Claus cel mare. Ce credeți? S-a dus de grabă acasă, a omorât-o pe bunică sa, a pus-o în căruță, s-a dus la târg la spițerie și a întrebat pe spițer dacă nu cumpără un mort. de cine e mortul și de unde l-ai? a întrebat spițerul. E bunică mea, a spus Claus cel mare am omorât-o ca să o vând și să iau pe ea o baniță de bani. Hă, pe semne nu ești în toate mințile, a spus pițerul. Să nu mai spui una ca asta că poți să o pățești rău de tot. Și spițerul i-a mai spus lui Claus cel că este o nelegiuire ce a făcut, că e un tic călos și că are să fie pedepsit. Claus cel s-a speriat și a sărit drept în căruță, a dat bicicailor și a plecat acasă. Spițerul și toți care erau pe acolo au crezut că e nebun și de aceea l-au lăsat în pace. Ai să-mi plătești tu asta cu vârși de sat a spus Claus cel Mare în gând lui Claus cel Mic. Hai să vezi tu ce pățești. Cum a ajuns acasă, a luat un sac mare, cel mai mare pe care l-avea, s-a dus la Claus cel Mic și i-a spus. Iar ți-ai bătut joc de mine și mai păcălit. Întâi mi-ai omorât cai, pe urmă, mai făcut să o omor pe bunica mea. Asta numai din vina ta. De acum s-a isprăvit, n-ai să mă mai păcălești. Și l-a luat pe Claus el mic de chică și l-a băgat în sac, l-a pus în spate și a spus. Acum mă duc să te nec. Până la râu era departe și Claus el mic nu era chiar așa de ușor. Drumul trecea pe lângă biserică. De acolo se auzea orga și oamenii care cântau un cor. Claus el mare s-a oprit și a pus jos, lângă ușa bisericii, sacul cu Claus cel mic, gândindu-se că ar fi bine să intre în biserică, să asculte puțin slujba și după aceea să plece mai departe. Claus cel mic nu putea să iasă din sac și toată lumea era în biserică. Claus cel mare a lăsat sacul la ușă și a intrat. Ah, doamne, doamne, ofta în sac Claus cel mic și se tot sucea și învârtea, dar nu putea să dezlege sacul. Dar în vremea asta, iată că trece pe acolo un văcar bătrân cu părul alb și cu un toiag în mână și care mâna din urmă o cireadă de vite. Vitele dă dură peste sacul în care era Claus cel mic și îl împinseră. Vai, doamne, a oftat Claus cel mic. Așa de tânăr și trebuie să mă duc pe lumea cealaltă. Hmm, și așa de bătrân, a spus băcarul, și tot nu mai ajung să mă duc. Desleagă sacul, a strigat Claus cel mic. bacă în locul meu și ajungi repede pe lumea cealaltă. Ha, cum să nu bucuros, a spus văcarul. A dezlegat sacul și Claus cel mic a ieșit repede din sac. Să vezi de cireadă, a spus moșneagul. Apoi s-a băgat în sac iar Claus cel mic a legat sacul și a plecat cu cireada. Nu mult după aceea a ieșit și Claus cel mare din biserică. A luat sacul iar în spate, dar acum mi se părea că nu mai era așa de greu. Și chiar așa și era, fiindcă moșneagul era pe jumătate mai ușor decât Claus cel mic. Hmm, ia uite ce ușor s-a făcut. Să știi că e așa, că m-am dus la biserică. Bine am făcut. Mi s-a mai ușurat povara. Și Claus cel Mare s-a dus la râu, a aruncat în apă sacul cu văcarul cel bătrân și a strigat în urma lui, crezând că e Claus cel Mic. eh, de acum n-ai să-ți mai bați joc de mine. Și a luat-o înapoi spre casă. Dar când a ajuns la o răscruce, iată se întâlnește cu Claus cel Mic care își mâna din urmă cireada. Și asta? A întrebat Claus cel Mare. Cum? Nu te-am înecat? Ba da, a spus Claus cel Mic. Mai ai aruncat adineauri în apă. Dar atunci de unde ai căpăta vitele astea așa de frumoase? Sunt vite de apă, a zis Claus cel Mic. Să-ți spun toată povestea și să-ți mulțumesc că m-ai înnecat, fiindcă dacă nu mă necai, nu mă îmbogățeam. Mare spai m-am tras când m-ai aruncat în apă. Îmi vântul pe la urechi și apa era rece. M-am dus repede la fund, dar nu m-am lovit, pentru că pe fundul apei e o iarbă deasă și moale. Cum am ajuns, s-a și dezlegat sacul și am văzut în fața mea o fată frumoasă, în straie albe și cu cunună verde pe cap. M-a luat de mână și mi-a spus, Bine ai venit, Claus cel mic, uite-ți dau câteva vite. Pe drum mai încolo cale de o poștă de aici?" Este o cireadă întreagă, ți-o dau și pe aceea. De-abia atunci am văzut că râul era un drum pe care umblau toți aceia care locuiesc în mare. Vin de la mare pe fundul apei și merg până departe în lăuntru țării, până acolo unde se isprăvește râul. Și pe fundul apei sunt numai flori frumoase și o iarbă verde și deasă de ții mai mare dragul. Și pești îmi lunecau pe la ureche așa cum zboară aici păsările prin văzduh. Și oamenii sunt și acolo și vitele grase și frumoase. Dar de ce te-ai urcat iar sus la noi? A întrebat Claus cel mare. Dacă e așa de frumos acolo, eu nu m-aș mai fi întors. Uite de ce, a răspuns Claus cel mic. Fata aceea din apă mi-a zis că Cireada era pe drum la depărtare de o poștă. iar când a zis drum am înțeles albia râului, că de vreun alt drum habar n-aveam. Acum ce m-am gândit eu? Râul are o mulțime de cotituri și dacă mergi pe fundul lui, o colești. Atunci mai bine mă urc chiar sus și o iau de-a dreptul. Tai din drum o jumătate de poștă și ajung mai repede până la Cireadă. Hmm, ești om norocos, a spus Claus cel Mare. Uh, da, ea spune, oare dacă mă arunc în apă, nu pot să mă aleg și eu cu niscai vite? O, oh, bă, da, cum să nu? A zis Claus cel mic. E, numai că nu te pot duce în sac la râu, că ești prea greu. E, mai bine, hai până acolo, te bag în sac și te arunc în apă. Ho, oh, îți mulțumesc, a spus Claus cel mare. Dar să știi că dacă noi căpăta și eu ca tine vite de apă, apoi o să-ți dau o bătaie să mă ții minte. A, să n-ai nicio grijă, ai să capeți vite câte vrei! Și s-au dus amândoi la râu. Când vitele au zărit apa, cum erau însetate, s-au repezit la râu să bea. Ia uite, ia uite cum se repet, a spus Claus cel mic. Vor să se ducă iar la fund. Hai, hai, ajută-mă de grabă să intru în sac, a zis Claus cel mare. Și mai repede că dacă nu te iau la bătaie. Și s-a băgat în sacul cel mare care fusese așezat de acurmezișul pe spinarea unui taur. Hai pune și un bolovan să mă scufund mai repede!" A spus Claus cel mare. Mi-e teamă că altfel nu pot să ajung la fund." A, ah, pun, pun!" a spus Claus cel mic. A băgat în sac și un bolovan zdravă, a legat bine sacul și l-a împins cu piciorul. Buf! Claus cel mare a căzut în apă și într-o clipă a și ajuns la fund. Ha. Care mă tem că n-are să găsească nicio vită. Da, ce să-i fac? El a vrut, nu eu, a zis Claus cel mic și s-a dus acasă cu cireada.